Fără presă și fără posibilitatea de a-i pune întrebări, președintele Maia Sandu a publicat pe site-ul președinției realizările sale pentru primele 100 de zile de activitate. În raport, șeful statului se laudă cu 44 de acțiuni îndeplinite de când a ajuns la cârma statului. Sandu își atribuie meritele pentru aducerea și obținerea vaccinurilor anticovid, scoaterea țării din izolare internațională, dar și dezghețarea relațiilor cu partenerii externi. Primul raport de activitate al Maiei Sandu în calitate de președinte nu a fost prezentat în fața jurnaliștilor, așa cum obișnuiau foștii șefi de stat. Președintele a ales să se laude cu reușitele pe pagina președinției, acolo unde a publicat documentul. Astfel, Sandu își atribuie meritele pentru obținerea vaccinurilor anticovid și menționează că această campanie de imunizare a început datorită donației oferite în urma discuțiilor avute cu președintele României, Klaus Iohannis. Suntem foarte și foarte recunoscători României, autorităților de la București pentru acest vaccin. Maia Sandu mai spune că a reușit să reactiveze cu sprijinul liderilor UE mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, prin care s-au putut obține donații semnificative de echipamente medicale și de protecție pentru spitale și personal medical. O altă acțiune punctată de Maia Sandu este scoaterea Republicii Moldova din izolare internațională și începerea restabilirii relațiilor cu partenerii externi ai Moldovei. La acest compartiment, șeful statului vorbește despre vizitele sale în străinătate, dar și vizitele oficialilor străini în țara noastră. De asemenea, șeful statului spune că a reușit să ofere ajutor pentru economie, agricultori și oameni nevoiași. Aici, ea menționează de ajutorul umanitar din partea României pentru agricultorii care au suferit în urma secetei din 2020, constând din 6.000 de tone de motorină. Maia Sandu mai precizează că de când a preluat conducerea președinției, instituția a redus cheltuielile curente cu cel puțin 20%. Președintele pomenește și de porțile deschise de la președinție. Ce ține de nerealizări, șeful statului nu a punctat nimic la acest capitol. Am încercat să aflăm ce cred locuitorii capitalei despre reușitele Maiei Sandu. Iată ce ne-au spus aceștia. Sunt satisfăcut, îmi place. Ce a făcut ea? Nimic nu a făcut. Chiar dacă a fost aleasă recent, nu este mai bună decât cel vechi. Maia Sandu este perfectă. Maia Sandu este corectă. Vorbe goale, așa, dar fapte mai puține. În loc de să ocupi nimijlocit cu toate problemele și întrebările care sunt aici, în țară, ei, în primul rând, se ocupă cu problemele anticipate, de ce nu mai anticipate și gata. Maia Sandu este prima femeie președinte din istoria țării.